Joi la școala generală numărul 1 din Deja a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului de primăvară intitulat Obiceiuri și tradiții de primăvară. Organizat în curtea școlii, programul a cuprins mai multe activități. La acest eveniment au participat elevi de la mai multe școli. Este vorba despre școlile Mihai Eminescu, Avram Iancu, Papiu, Andrei Mureș, Anul Grup Școlar Cuzdrioara și Școala Unguraș. Acest eveniment a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean. Mai multe detalii primim de la profesoara Liliana Bonțidean de la școala generală numărul 1 din Deja. A doua ediție a Festivalului Tradiții și Obiceiuri de Primăvară încununează o muncă de un an a cadrelor didactice, a elevilor și, nu în ultimul rând, a Asociației Părinților și Elevilor. Acest festival poate nu ar fi avut loc dacă n-am fi avut în proporție de 80% sprijinul Consiliului Județean Cluj, care ne-a oferit fonduri pentru a desfășura acest festival. Festivalul nu conține doar această activitate, numită Obiceiuri și Tradiții de Primăvară, ci conține 7 activități. Ne-am gândit să prindem toate activitățile importante în care am putea implica elevii pe parcursul unui an calendaristic. Noi am conceput activitățile din săptămâna altfel, plecând de la misiunea și viziunea școlii noastre. Dorim ca tinerii care pleacă de la noi din școală să fie copii sau tineri, hai să le spunem tineri, capabili de performanță și de a se putea descurca pe picioarele lor, indiferent în ce domeniu și-ar alege. Noi invităm toate școlile din zona Dej și din Dej. Bineînțeles că fiecare școală știe ce program și-a pregătit pentru săptămână altfel. Marea majoritate a școlilor invitate au răspuns cu entuziasm la această cerere a noastră. Ne bucură prezența colegilor noștri și a elevilor de la școlile. Mihai Eminescu, Dinteș, Avram Iancu, Papiu, Andrei Mureșanu, Grup Școlar Cuzdrioara. Și de ce nu, școala Unguraș, parcă am văzut că ceva copii care s-au lipit de elevii noștri de la clasele 5-8, secția maghiară.